Înainte de începe acest clip, vreau să-ți prezint o aplicație foarte utilă. Cu această aplicație îți poți băga diamante absolut gratis pe Free Fire și dacă vrei să instalezi această aplicație, se numește Free Diamonds, dar ți-am lăsat un link în descriere pentru a-ți fi mult mai ușor de a descărca-o și plus de asta, dacă o descarci de pe linkul de descriere, poți băga acest cod care ți apare chiar acum pe ecran pentru a primi un bonus de 20 de diamante absolut gratis din partea mea. Și dacă te întrebi cum poți face mai multe diamante gratis cu această aplicație, păi e foarte simplu. Apeși aici jos pe Diamond, te duci la diamantul mare din stânga, apeși pe el, iar aici ai mai multe aplicații pe care dacă le instalezi, vei primi niște diamante exact la tine pe aplicații, diamante care le poți vedea exact aici. Iar atunci când strângi 100 de diamante, le poți băga foarte ușor la tine pe cont pe Free Fire. Cum le poți băga e foarte simplu. Apeși pe butonul ăsta mare frumos și aici în dreapta sus, după cum vedeți, mie mi-apare aici mai multe plate pentru că deja am făcut câteva tranzacții cu această aplicație, dar ție nu o să ți apară nicio plată, o să ți apară după ce ai 100 de diamante să dai pe Riceve, apeși pe el, dai OK, o să ți apară o reclamă de câteva secunde, iar după ce se termină reclama, o să ți apară un cod cum îmi apare mie chiar acum. Voi nu-i dați copii, vă duceți frumos pe Google și căutați exact cum am scris eu aici. Dați pe lupă, trebuie să aveți ID-ul de pe Free Fire copiat, intrați pe primul link, acum dați pe Free Fire, Free Fire ID, sau voi puteți să băgați pe Facebook, băgați ID-ul de pe joc, dați login, iar acum vă cere codul. Ce cod? Ei bine, este vorba despre codul ăsta pe care dacă îl copiați, cum îl copii și eu acum, și intrați înapoi și îl băgați, și scrie aici plată cu succes, adică s-a tranzacționat direct pe contul vostru 110 diamante. Așa că tot ce trebuie să faci este să apeși pe primul link din descriere, să descarci aplicația, să folosești codul pe care apare chiar acum pe ecran și vei primi 20 de diamante în cont, iar după apeși pe Free Diamonds și dacă dai pe diamantul ăsta și descarci câteva aplicații și te joci pe ele, vei primi niște diamante, diamante pe care le poți băga după pe Free Fire. Este foarte simplu de folosit, mai ales dacă nu vreți să băgați bani în Free Fire sau nu aveți posibilitatea, această aplicație te poate ajuta garantat. Salutare guys, eu sunt Gabi și bine m-am regăsit la un episod și da, puteți să mă înjurați, puteți să faceți ce vreți, n-am mai postat de o săptămână, băieți, dar spre scuza mea am jucat la puncte, ok? Am jucat foarte mult la puncte sezonul ăsta, nu am avut timp de absolut nimic, v-am promis mai de mult pe câteva episoade și mi-am promis mie că sezonul ăsta vreau să fac top 1 regional, așa că vreau să mă țin de treabă, vreau să fac top 1 regional, momentan sunt pe top 10 regional, diferența între mine și top 9 este foarte, foarte mică, de vreo 10 puncte, ceva genul ăsta, ba chiar pot să mă și uit acum, dacă ne mergem aici, de 40, stați așa, top 9, are 70, iar eu am 44 de puncte, deci un meci e diferența între mine și el, și diferența între mine și top 8 și 7 e foarte mică, mă bucur că am ajuns pe top 10, pentru că până în top 10 a fost mai greu, de acum îi trec puțin mai ușor, până pe top 5 trec mai ușor, după aia o să fie mai greu, de la top 5 până la top 1 o să fie mai greu, și da, v-am zis, n-am mai postat, băieți, nu am avut timp să fac episoade, telefonul merge în ultimul hal, mai ales atunci când filmez, deoarece am jucat foarte mult în timpul a două săptămâni, să zic așa, da, are două săptămâni sezonul de când s-a resetat, bine, când vedeți voi acest episod, are două săptămâni și am jucat foarte mult pe telefonul ăsta și gândiți-vă că nu prea mai merge, băieți, adică în fiecare zi, push la rank, adică uitați-vă puțin, Johnule, am făcut level 78 acum două săptămâni fix și în două săptămâni am făcut jumate din level, adică uitați-vă la linia aia, mai are puțin și ajunge la jumate. Și până mâine când îmi împlinesc două săptămâni sunt sigur că fac jumate din level, ceea ce este ceva wow, pentru că am level 78 și e destul de greu să crești. Dar având în vedere că am făcut 13.800 de puncte, da, e de așteptat de ce am atâta la level. În fine, astăzi o să jucăm un match, băieți, da, o să jucăm un match, este dimineața când filmez eu acest episod, este ora 9 dimineața și joc la 9 dimineața deoarece telefonul este rece, abia m-am trezit, e ok, să zic așa, e ok și pot filma cu el și plus de asta meciurile sunt mult mai ușoare, să zic așa, mai ales dimineața între orele, nu știu, 8 și orele 4 seara, 5 seara, ceva genul ăsta, sunt meciuri ușoare, adică nu toate meciurile sunt ușoare, dar sunt mai ok față de seara, adică seara între orele, nu știu, 9 seara și 4 dimineața, bine, până la 6 dimineața, de fapt, sunt meciuri oribile și, de fapt, nu mai pot să zic că sunt meciuri, putem să zicem că sunt direct turnee, băieți, adică putem să zicem că sunt direct turnee și jucăm la turnee, nu mai jucăm la rank, dar, în general, ziua sunt ușoare meciurile, așa că astăzi vom profita și o să dăm un meci dimineața cu squad-ul, nu avem un squad, sezonul ăsta nu am avut un squad planificat, nu am jucat mereu cu aceiași playeri, ca să vă gândiți, adică am avut squad-uri random, cred că de aia și invidia așa de mare de toți românii în Dalolul în ultimul timp.
timp, adică pe bune, am dat de mulți români sezonul ăsta și bă, nu toți, dar sunt unii care au invidia asta, știi, adică au invidia și vor neapărat, sunt de-a minus, au ei ceva cu mine, dar spre norocul meu nu am luat niciodată un minus de la români. Am luat un minus maxim sezonul ăsta de level de minus 84, l-am luat ieri și este singurul minus din tot sezonul atât de mare, minus 84. În rest am mai luat un minus 30, un minus 20, așa, dar în rest ăsta a fost bubuiala aia mare, Gionuțule, de minus 84, am sărit greșit, am sărit în zona albastră tot squad-ul și era exact lângă avion și au sărit foarte, foarte multe squad-uri și din păcate s-a cam dus. Am avut noroc că am avut 2 kill-uri, n-am luat mai mult, că puteam să iau 90 și ceva la punctele astea, dar am luat un minus 84, ceea ce, bă, e mult, dar măcar am scăpat destul de ușor. Bun, ce se va întâmpla în continuare? Băieți, o să postez pe canalul de YouTube, o să postez mai des, promit, adică nu, probabil nu o să postez în fiecare zi, deoarece nu am timp, v-am zis, vreau să pușez spre top 1 regional. Și de filmat meciurile e cam greu, pentru că nu prea pot să filmez meciurile, deoarece nu prea îmi duce telefonul, v-am zis, nu prea pot să mă și joc, să și filmez, deoarece telefonul meu e cam rip, băieți, și da, știu, este nou telefonul, dar am jucat foarte mult pe el și de aceea. În schimb, o să salvez meciurile din toată ziua, de exemplu, o să joc mâine toată ziua, o să salvez toate meciurile, iar la urmă o să le filmez doar cele mai interesante faze, iar după o să le prezint. Probabil nu ați înțeles mare lucru din ce va urma, dar o să vă explic în episodul următor. Astăzi vom juca un meci, să vedeți și voi cam cum sunt meciurile dimineața, cam care este squad-ul meu random. Un player cu care am jucat în ultimul timp mai mult, să zic așa, este Geo, joc cu el de vreo săptămână. Și restul sunt playeri random, bag câte doi playeri random, Grandmaster, mai bagă și el, etc. Și facem squad-ul și jucăm. Bun, revenim din meci, băieți, cu squad-ul. Sper să fie un meci ok și sper să fie, nu știu, să meargă telefonul bine și să nu am lag. Atâta sper. Revenim. Ok, guys, am revenit din match. După cum vedeți, sunt 53 de playeri. Totul este frumos. Squad-ul meu se duce la locul lor și eu mă duc la locul meu. Băieți, bine, nu vă gândiți că am sărit tot sezonul un pic, adică n-am sărit tot sezonul un pic, dar picul este între români, băieți, și am văzut că avem câteva squad-uri de români în meciul ăsta și românii de obicei nu prea vin în pic. Așa că mă feresc de ei. Bă, ideea e ca să înțelegeți. Noi suntem o squad de Grandmasteri în regional. Adică eu sunt pe top 10, iar Geo este pe top 20 regional, iar restul nu prea cunosc pe ce top sunt, dar ideea este că suntem toți Grandmasteri și trebuie să ne luăm punctaj maxim, iar punctajul maxim este de 52, iar pentru a lua 52 avem nevoie de 5 sau 6 kill-uri. Bine, dacă nu avem mult damage, trebuie 7-8 kill-uri și vreo 2500-3000 damage ca să ne luăm maxim, așa că toți trebuie tot meciul să umblăm după kill-uri, trebuie să omorâm toată mapa ca să ne luăm maxim, trebuie să facem fiecare câte minim 5 kill-uri, ceea ce înseamnă 20 de kill-uri, adică jumate din playeri aproape trebuie să-i omorâm noi. Așa că este destul de greu, având în vedere că mai sunt și squad-uri bune, sunt squad-uri de Grandmasteri care dai, mai ales seara când joacă doar Grandmasterii, dai de foarte mulți. Salut, viața mea, te pop! Hai că am zis că stă pe loc. Hai că nu-i bine. Băi, eu n-am vestă, n-am nimic, n-am nici glubă. Să moară Bibi. Așa că e cam nașpa. Și nu e nașpa că n-apuci mă să ai kill-uri, e nașpa că dacă n-apuci la început de meci, uite cum sunt eu acum, dacă n-apuc să fac vreo 5-6 kill-uri și după aia se rărăsc playerii și rămân vreo 10 playeri, după aia mi-au tot scoadă cu murlă și zic, bă, lasă-mi kill-uri, știi? Și e urât rău de tot. E urâtă chestia asta, pentru că poți să nu ții maxim și joci un meci degeaba cum ar veni. Da, bă, nu știu ce fac eu cu ăla din hambar, că e cam nașpa. Dacă n-auziți jocul e ok, că nici eu nu-l aud, adică stați liniștiți că nici eu n-aud jocul. Telefonul meu, am player în dreapta. Telefonul meu în ultimul timp îmi face figuri și cu sunetul, nu prea se aude bine jocul, și cu microfonul, playerii câteodată nu mă aud bine, dar e ok că meciul ăsta oricum n-o să vorbim cu squad-ul, pentru că filmez, așa că... Hai, salut viața mea! Mam, what the fuck, cum a fugit, zici că s-a teleportat, ești nebun, așa a fugit ăla în casă de rapid. Da, băie, nașpa că n-am veste și nu știu cât sunt. Și mai am și în spate un pic. Bă, da, a murit Vipera, mă. Suntem cu Vipera în meci, dacă nu, ca să vă prezint și playerii. Suntem cu Geo, cu Vipera, da, Vipera e prietenul meu. Ce naipa e cu ăsta? Salut viața mea, de pe ce joc vii? Bun, suntem cu Geo, suntem cu Vipera și Vipera, da, e prietenul meu vechi, probabil îl cunoașteți mulți dintre voi. Și cu încă un băiat pe care nu îl cunosc. Geo l-a băgat, este prima dată când joc cu el.
Să moară Bibi. Are, am apucat să văd care Angelica-ul albastru. Și în rest n-am mai apucat să văd. Mi-a făcut petuglu. Facem așa o dată și dăm o grenadă cu tine. Tu-s telefonul mamii tale. Hai mă, arată ce poți. A arătat ce poate, gata. Te-ați ok, nu avea nimic asta. Mamă, ce urât mi-a aruncat grenada aia. Așa. Bă, avea niște inhaler. Mamă, ce lag am. Moare Bibi, băieți, de aia nu mai vreau să filmez, pentru că am un lag. Am un lag imens când filmez. Și gândiți-vă că e dimineață și telefonul e rece. Salut, viața mea. Am unul în casă cu mine. Să moară Bibi, dacă vă mint. Salut! Dar nu știu ce are, mare. Are double vector! Tăte, mă, micuța ta, că te spamezi, tăte, ia mama, naibii. Mamă, ce double vector pe mine a sărit, ești nebun? Ce te învârți? Te învârți, joci cu double vector și te învârți. Mamă, de unde dai, mă? Ia ieși, mă, puțin. Dar mai am și alții în afară de la aia, nașpa. Hai, mă, sari, mă. Stai, bă, nu mai trage, că vin acum, stai așa o secundă. Ia uite-l, mă. Nu. Da, mă, că eu sunt fabrică de meduri, ești nebun și de gluri. Am zero gluri. Hai că am noroc că mai am meduri, măcar. Mi-a spart casca ăla. Am o cască să-mi trăiască. Bă, dar am lag, mă, se mișcă ciudat rău de tot jocul, mă jur. De aceea nu mai vreau să ia uite. De aceea nu vreau să mai filmez meciul și vreau doar să le salvez. Hai, du-te, mama ta. Uite pe altul. Mamă, cât ies! Stai culcat, unde vii? Nu mai am cască deloc, băieți, am avut și o cască. Am un lag să-mi trăiască. Ca ți-aș gura ta, sunt hacker pe lag, ești nebun, cu tot cu lag le dau cap. Sunt hacker pe lag. Bun. Bă, n-am viață tot, mă, micuța ta. A jucat bine, băieții, au jucat, da, 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 headshot, da, am înțeles, au jucat foarte bine, am luat toți. 4, 5, 6, 7, da, exact 4, erau 4, 4 player erau aici, să mă răbibi, dar eu n-aud jocul, bă, și m-au speriat că am zis că sunt mai mulți, ești nebun? N-aud de unde vine, n-aud ce se întâmplă. Bă, am 7 kill-uri, momentan nu e bine, doar că nu prea am damage când am dat finish. Deci dacă ar fi să mor acum, sau să nu mai fac niciun kill până la sfârșit de match, nu-mi iau maxim, nu-mi iau maxim. Deci trebuie damage mult, băieți, damage și kill-uri. Pe kill-uri sunt ok acum, doar mi-ar trebui niște damage. Cam cât damage? Vreo 2000, așa zic eu, cred că 1000 și ceva, 1500 l-am până acum. Dacă aș mai face vreo 2000 damage, cred că aș lua maxim. Doar că colegii mei nu prea au kill-uri și eu nu prea mai am voie să mai trag de acum, știți ce zic? Adică mi-am cam făcut talentul, cum ar veni. Dar o să mai trag eu așa puțin într-unul în altul. Poate mai au vreun kill, două, mai sunt 17 player. E meci ușor, băi, e chiar meci foarte ușor. Dimineața mai sunt meciuri foarte ușoare. Bine, foarte ușoare. Sunt și meciuri de alea care zici că joci la turneu, ești nebun. Și partea cea mai nașpa e că nu știi când sunt meciuri ușoare și când nu. Adică poți să pici într-un meci greu și să o joci și exact ca și cum ar fi un meci ușor. Și te trezești că rămâi solo pe mapă și că n-ai bănuți și că te ia zona, că zona, prima zonă vine foarte rapid. Și te trezești că vrei să tai rivai la o inimă și vine tot squad-ul pe tine, știi ce zic? Și minus, nu știi când sunt meciuri ușoare și când sunt meciuri grele. Dacă stăm uniți tot squad-ul la meciuri ușoare, nu apucăm kill-uri. Și dacă nu stăm uniți la meciuri grele, s-ar putea să luăm minus. Deci e problemă, e problemă mare sezonul ăsta. La solo nu se mai dă plusul maxim. Nu știu dacă știți sau nu, dar la solo, dacă joci, indiferent cam câte kill-uri ai, plusul maxim la solo e de 40 și ceva. Și la duo și la squad de 52, deci nu prea se merită să joci la solo. Deci oricum mai dau, nu prea e ok. Aveam și player din VT, am văzut parcă. Dar mi se pare că nu-i VT real, nu știu. Deci oricum mai dau, sezonul ăsta e cam nașpa, dar mie îmi place. Îmi place pentru că e pe kill-uri acum. Nu mai poate să facă oricine Grandmaster, adică poate să facă oricine, dar nu poate să ajungă la alt nivel, cum ar veni să facă Grandmaster în cum să zic eu, în puține meciuri și să facă regional. Pentru că plusul e mic dacă nu faci kill-uri. Știți ce zic? Și gândiți-vă că sezonul ăsta am cadeu de 10 parcă sau pe acolo. Adică e o diferență mare pentru că na, înainte aveam de 7, de 8, depinde. La sfârșit de sezon făceam deja de 12 de așa. Dar la început de sezon nu l-am avut 10. Adică l-am avut în alte sezoane. De fapt, dacă stau să mă gândesc bine, cred că cadeul e la fel. Doar că ce s-a schimbat este că trebuie să mă grăbesc tare să fac kill-uri.
Adică e grabă mare să faci chiruri și gândiți-vă așa, noi trebuie să facem chiruri și dacă dăm de alți coacare-s gramaster și ei trebuie să facă chiruri. Vă dați seama? Adică nu mai se fac chiruri pe mapă, adică cam acolo se ajunge. Pe ăsta o să-l lasă, dar dacă nu le ia Geo. Da, l-a luat. Ba nu l-a luat pe la Geo. E unul care dă revive la cloc. Deci e jale rău de tot. Avem noroc cu revive-ul, că își mai dau revive și face mai multe kill-uri. Nu știu Geo, nu știu squad-ul meu câte kill-uri are. Știu că Geo are vreo 3-4. Uite, mai făcut kill acum, cr 7. O să-l las pe ăsta să se termine de dat revive, ca să avem mai mulți playeri. Iar după aia l-o mor eu, sper să nu mi-l ia Geo. Hai că mi-a ieșit și schema. Ia o dată așa și să vezi acum ce-ți dau. Băi, dau câte 6. A, n-a de frică, ești nebun să nu mi-l fure Geo. A, da, Geo avea player acolo. Bun, hai că mai făcut pe ăsta vreo 4-500 damage. E bine, dacă mai fac pe un player damage măcar, eu zic că mi-am maxim bine. Eu cred că am 2000 și ceva damage, eu zic că am până acum. Dar uitați-vă și mie, mai sunt 5 playeri. Eu am noroc, am 8 kill-uri, eu sunt bine, dar băieții mei nu prea au făcut kill-uri, adică Geo are vreo 5-6, cred că. Dar restul, nu știu, Vipera nu prea l-am văzut, decât un kill, două o să facă. Iar băiatul ăla nou care a venit acum, nu cred că are niciun kill, nu știu dacă are kill. Deci e cam nașpa. E cam nașpa, băieți. Uite, am făcut acum Vipera. Vipera are numele KB Sasuke. Doar că l-am pus eu la hashtag cu Vipera. Că poți să schimbi, dacă iai la prieten, poți să schimbi numele la oricine, știți. Ia uite, săracul n-are kill-uri, se plimbă cu mașina. Mai sunt încă 4 playeri, băieți, este 4-4. Meciul țin puțin mai puțin, adică un meci, dacă te duci așa, uite cum e zona asta, până acum cred că a durat undeva până în 10 minute, zic eu, meciul ăsta. Și de acum până se termine vreo 13-14 minute, e gata meciul. Ceea ce e ceva wow, pentru că înainte ținea vreo 20 de minute meciul. Înțelegeți? Adică meciul se termină mai rapid. Plusul e mai mare. E foarte mare, adică înainte se dea plus 26, cum eram la punctele mele, se dea plus 26, acum am dat 52, ceea ce e foarte mult, plusul e foarte mare, doar că trebuie să știi cum să-ți iei plusul maxim, să ai kill-uri, să ai damage, uitați-vă și voi, deja mai sunt doi player, un player mai e, na, mai e un player, băieți, și gândiți-vă că astea sunt meciuri ușoare, astea sunt meciuri chiar foarte ușoare, dar sunt meciurile grele care dai de 2-3 squaduri în meci de Grandmasteri și aia toți trag de meci până în finală și ajungi cu toți Grandmasteri în finală și n-ai ce face că squadul se duc solo și mor și rămâi solo sau rămâne altul solo și trebuie să tragă de meci când are încotro și vezi că sunt 20 de playeri în penultima zonă și rămâi mască, știi? Am prins o grămadă, e nori, dar o să vedeți meciul de genul ăsta pentru că v-am zis, o să salvez toate meciurile și o să fac niște clipuri mai speciale pe zilele ce urmează. Dar astăzi am să filmez și eu așa un meci, să vedeți și voi cam cum merge, doar că voi vedeți acum un meci, doar un meci care e destul de ușor față de meciurile care le-am avut eu până acum, adică am avut niște meciuri. În fine, o să vă pun niște faze, oricum mâine, poimine, o să fac un episod mai special, v-am zis. Bă, am 8 kill-uri, bă, eu nu mai trag, că băieții sigur n-au kill-uri. Așa că doar îl caut pe ultimul, să vedem unde e și care n-are kill-uri să-l ia. Sper să-mi iau maxim, am zis, am 8 kill-uri, ar trebui să-mi iau maxim. Dar acum rămâne de văzut, băieți. Rămâne de văzut. Bă, dar unde mă campează asta ultimă? Campagiule, unde ești? O fi pe turn? Sau cred că vine din pic? A, uite-l mă. Uite-l mă, mamă, ce schimbă puteam să-i fac, dar nu trag. Feriți încoace, bă, la mine. E la mine, follow me. Follow me. Nu trage, bă, urâtule. De ce trage mine? Ți-am făcut ceva? Dacă vreau să fac timp cu el. Trebuie să-mi arunc asta jos. Hai că mi-am aruncat-o dacă e. Bă, facem timp. Nu trage, bă, noi facem timp, bă. Noi suntem prieteni. Bă, nu trage. Da, l-a omorât. N-a mai apucat să tragă. GG. Bun, și cam așa arată un match. Ia să-mi curăț, bă, cât damage am avut. Că kill-uri știm deja că am avut 8 kill-uri. Maxime de 52, eu cred că mi-au undeva la 50, nu cred că mi-au maxim. Mamă, nu mi-am la maxim, băieți. 49. Fără 3 puncte numai la maxim și gândiți-vă că am avut 3000 damage, aproape 3000 damage. Geo a avut 3000 damage cu 8 kill-uri, deci și-a luat și el tot pe acolo. Iar băieții au 4 kill-uri și 3 kill-uri, Vipera nu și-a luat nici măcar jumate din puncte nu și-a luat. Deci cam așa decurge un meci, băieți. Da, asta e. Bun, bă, băieți și fete, bă, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să acordați un mare like, un share și un subscribe. Eu am fost Gabi și până la viitoare, v-am pe vedeți. Ciao!